Să primească Domnul închinarea noastră și să ne binecuvinteze. Amin. Oameni dragi, vă invit să deschideți Scripturile, de data aceasta în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, de unde vom citi versetele de la 1 la 21. Rugăciunea lui Iisus. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 1. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci mă rog pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de Fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Amin. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă reașezați. Sunt mult bucuros pentru că am ocazia să ajung din nou în biserica din loc după o perioadă destul de lungă de timp, probabil că au trecut mai bine de 21 de ani, dar mă bucur să vă găsesc aici. Mai cunosc doar pe câțiva dintre dumneavoastră, însă vă salut pe toți împreună cu tovarășul meu de slujbă, cu fratele Dorin, alături de care am mers în câteva locuri din Europa și acum, cu câteva zile înainte să ne întoarcem acasă, am poposit aici. El are mulți prieteni aici, eu am mai puțini. Din Botoșan sunt mai mulți decât din Giurgiu în emigrație, în diaspora, dar noi toți avem mulți frați și ne bucurăm de dragostea lor, de faptul că întotdeauna ne primesc cu multă bucurie, chiar dacă ne cunosc mai mult, mai puțin sau chiar deloc. Vă aducem salutări din partea bisericii de unde noi venim, vă salutăm în numele fraților de acolo, a păstorilor noștri și ne bucurăm tare mult când ne întoarcem să le ducem salutările dumneavoastră și câteva impresii pe care ni le-am făcut vizitând frații noștri și împărtășindu-ne cu ei înaintea Domnului. Vreau să-i mulțumesc fratelui păstor Daniel pentru dragostea cu care ne-a primit,
pentru prietenie, pentru ospitalitate. Am avut o experiență frumoasă ieri, astăzi, cu dumnealui, cu familia dumnealui, cu alți frați, cu gazdele noastre, fratele Cornel, sora Doina, mai vechiul meu prieten, fratele Fane. Domnul să vă binecuvinteze! Mă bucur că sunteți plini de râvnă, de pasiune, cântați cu bucurie, iubiți pe Domnul și cuvântul Său. Vă găsiți echilibru și stabilitatea în rugăciune. Și lucrul acesta este o veste bună pentru orice biserică care îl caută pe Dumnezeu. În seara aceasta, având onoarea, ocazia să părtășesc cu dumneavoastră cuvântul Domnului din Scriptură, m-am gândit să vorbesc cu dumneavoastră despre două aspecte, poate cele mai importante, ale vieții spirituale care începe, care se încheie. Și anume, aș vrea să vorbesc puțin despre convertirea oamenilor și despre sfințirea convertiților. Convertirea oamenilor și sfințirea convertiților. Această frază, formată din două propoziții, se referă la două categorii de oameni din punct de vedere spiritual. Convertirea oamenilor înseamnă mântuirea oamenilor din lume. Iar sfințirea convertiților se referă la sfințirea oamenilor care au fost odată în lume și prin convertire au venit în biserică, iar acum, în calitate de frați și surori, se sfințesc în fiecare zi din viața lor până la revenirea Domnului sau până la plecarea lor în eternitate. Biserica lui Dumnezeu, însă, trebuie să fie prezentă în convertirea lumii, a oamenilor, dar și în sfințirea credincioșilor. Eu știu biserici care sunt concentrate mai mult pe unul dintre cele două aspecte, unii sunt biserici concentrate mult pe evangelizare, nu știu multe astfel de biserici, dar nu le știu eu pe toate și nu am eu calitatea să evaluez lucrurile astea, dar știu foarte multe biserici, aproape toate, care sunt concentrate pe zidirea bisericii, pe sfințirea credincioșilor, pe edificarea și pe maturizarea lor. La fel de adevărat se cade să menționez în introducere faptul că convertirea unui om se încadrează într-un moment. Într-o zi ne-am convertit. Unii dintre noi ține minte și ziua. Dar sfințirea nu se mai încadrează într-o zi și se încadrează în fiecare zi. Convertirea este ca și nașterea, este un eveniment. Creșterea însă, și cea fizică și cea spirituală, este un proces. Nașterea o putem localiza în data de, dar creșterea unui copil nu se termină niciodată. Chiar dacă el îmbătrânește, continuă să crească, pentru că o creștere este și achiziționarea de experiențe care aduc mai multă înțelepciune, stabilitate și echilibru. Aș vrea să mă concentrez un pic pe aceste două fenomene pe care le-am enunțat, având intenția să creez sau să vă amintesc despre o imagine de ansamblu a voii lui Dumnezeu și din punctul meu de vedere, cele două lucruri enunțate sunt cele mai mari două lucruri din Biserica lui Dumnezeu. La rândul lor, ele se încadrează într-un pachet de alte priorități pe care Dumnezeu le-a împărtășit oamenilor în ceea ce se numește revelația, adică descoperirea voii lui Dumnezeu. Revelația aceasta a fost strânsă și așezată într-o carte formată din 66 de cărți, numită Biblia. O Biblie care este împărțită în Vechiul Testament, când Dumnezeu relaționează cu un popor, poporul evreu ieșit dintr-un bărbat, Avraam și soția lui Sara, și Noul Testament, care nu mai este istoria unui popor, și e istoria tuturor popoarelor, neamuri care prin convertire devin biserică, biserica fiind familia lui Dumnezeu de pe pământ. Deci în această seară vreau să pun în evidență faptul că Dumnezeu, sau mai bine zis Mântuitorul Iisus Hristos, a venit în lumea noastră pentru a deveni Mântuitorul oamenilor. Oamenii s-au făcut vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu și păcatul este o sfidare a lui Dumnezeu și este o ofensă adusă sfințeniei sale. Păcatul este încălcarea unei legi, a unor legi,
drept pentru care omul trebuie să fie pedepsit. Ne pedepsește poliția când încălcăm regulile de circulație și ne pedepsește Dumnezeu când încălcăm regulile de circulație spirituală. Nu putem să scăpăm nici de una dintre aceste două pedepse, pentru că ele sunt o consecință, pe de o parte, inevitabilă și, pe de altă parte, normală. Cum ar arăta lumea noastră dacă nu ar mai exista poliție? Ce rost ar mai avea semaforul, că oricum nu l-ar mai băga nimeni în seamă? Nici indicatoarele și nici dungile de pe șosea care separă benzile sau interzice depășirea în anumite porțiuni de stradă. Noi stăm la semafor nu pentru că iubim culoarea roșie, ci pentru că este o regulă, iar dacă nu o respectăm, Nino Nino vine după noi și ne amendează. Poate scăpăm o dată de două, dar când faci de obicei un lucru o dată, îl vei face de fiecare dată. De aceea e recomandat să nu-l facem de prima oară, că dacă îl facem prima oară, o să-l facem și a mia oară. Că cu aceeași minte cu care greșim o dată, de fapt nu greșim, alegem să greșim, cu aceeași minte ne obișnuim să alegem să greșim. Dar ca să nu fac introducerea prea lungă și să nu fie nevoie să trec peste program, deși fratele păstor în bunăvoința lui a creat oportunitatea aceasta, trag nădejde că voi putea să nu o folosesc. Eu știu că este jumătatea săptămânii, dumneavoastră aveți copii, ați muncit mult astăzi și veți munci mult și mâine, dacă va mai fi un mâine pentru noi, și avem nevoie și de odihnă și de alte cele. Deci, Mântuitorul a venit să-i mântuiască pe oameni. Însă, mântuirea pe care El a pregătit-o nu ne exclude pe noi din parteneriatul acesta, ci ne implică. Pentru ca noi să beneficiem de ceea ce a făcut Iisus murind pe cruce, noi trebuie să ne căim de păcatele pe care le-am făcut, așa cum ne căim de un lucru prin care am ofensat pe cineva și mergem și ne cerem scuze. Aia se numește că ne căim. Și prin căință ne exprimăm regretul și remușcarea. Regretul este părerea de rău la nivelul rațional, iar remușcarea este aceeași părere de rău la nivel emoțional. Dar orice om căruia îi cerem iertare după ce l-am ofensat într-un fel, omul de obicei ne iartă știind și el ca și noi că nu mai poți să dai timpul înapoi, să intri din nou în ziua de ieri sau de alalteri și să eviți ceea ce n-ai putut evita. De aceea, căința, regretul, exprimarea părerii de rău se realizează și în relația noastră unii cu alții și ne cerem iertare unul altuia și resetăm luând-o de la început, dar același lucru e valabil și în raport cu Dumnezeu, un Dumnezeu pe care l-am ofensat de când ne-am născut până astăzi. Și căința aceasta este lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Este o exprimare a demnității, este exprimarea intenției de a accepta iertarea lui Dumnezeu, care e pregătită de 2000 de ani. Dar ea este doar potențială, însă se activează când eu mă căiesc sau mă pocăiesc, însemnând același lucru. A te căi, a te pocăi e un cuvânt slavon, și de aceea spunem noi pocăință și oamenii îi numesc pe cei ce sunt creștini practicanți pocăiți. Dar pe lângă căință trebuie și să credem că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. În felul acesta noi validăm în dreptul nostru calitatea Domnului Iisus de mântuitor. Mântuitor înseamnă apărător, salvator, cel care a venit în lumea noastră într-un mod unic, inexplicabil, miraculos, adică s-a născut dintr-o fată fecioară. Dumneavoastră știți că de când e lumea lume nu s-a întâmplat niciodată decât odată, cu 2000 de ani în urmă, când Hristos, care avea o existență anterioară, nu ca noi, El a intrat în lumea noastră în formă fizică pentru ca să poată comunica cu noi, altfel l-am fi considerat un baubau dacă venea altfel, a venit ca un om normal, dar El nu era un om normal în sensul felului în care a venit și în sensul naturii sale de Dumnezeu. O fată virgină, o fată fecioară a născut un copil în mod, repet, inexplicabil, imposibil, incredibil, dar a venit în lumea noastră în felul ăsta cel puțin din două motive. Primul dintre ele, să atragă atenția umanității că se întâmplă ceva. În al doilea motiv, să ocolească păcatul adamic pe care
Dacă l-ar fi avut, nu mai putea să fie mântuitor. Nu putea să fie mântuitor dacă un singur păcat făcea. Ca să ierți pe cineva, tu trebuie să fii fără păcat. Și Mântuitorul a putut să aibă condiția aceasta absolută de nepăcătuire. Și a venit în lumea noastră, iar condițiile lui Dumnezeu pentru ca să beneficiem de o iertare totală la tot răul pe care l-am făcut este să ne căim în mod responsabil și să-L acceptăm că Iisus, sau să credem, să ne asumăm că Iisus este Mântuitorul nostru care ne rezolvă problema. În urma acestor două condiții se întâmplă ceva supranatural în inima noastră, numit naștere din nou, o schimbare foarte profundă, dar și schimbarea aceasta e la nivel de eveniment, nu la nivel de proces. La nivel de proces e sfințirea. Ne sfințim încet, dar sigur. Renunțăm la țigări, renunțăm la alcool, renunțăm la droguri, sigur, renunță cei ce le-au practicat până acum, nu toți, că nu le-am practicat toți. Renunțăm la adulter, la pornografie, la minciună, la furt și la orice formă de păcat care ofensează sau reofensează voia lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu se întâmplă într-o zi. Eu sunt de 41 de ani pocăit și vreau să vă spun că n-am ajuns la capăt. S-ar fi căzut să ajung, dar n-am putut să ajung. De ce? Datorită slăbiciunilor, datorită neatenției, datorită nevegherii, datorită lipsei de hrană duhovnicească, n-am înfometat suficient de mult firea și n-am hrănit suficient de mult omul din interior. Acum nu știu câți dintre dumneavoastră ați ajuns, dar nu-i chiar treaba mea. În sfârșit, ceea ce am vrut să comunic sau să exprim este faptul că oamenii au posibilitatea să devină din păcătoși iertați într-o clipă, în clipa în care în mod conștient și solemn se căiesc de păcatele lor și în egală măsură cred și îl acceptă în inimă pe Iisus în calitate de Mântuitor. Atunci păcatele îi sunt iertate pentru că au făcut tot ceea ce Dumnezeu a cerut să facă pentru iertarea păcatelor. Mântuitorul ne-a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 28, despre faptul că trebuie să mergem în toată lumea, să predicăm Evanghelia, să facem ucenici și să îi învățăm să împlinească voia lui Dumnezeu, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Acest mandat Dumnezeu l-a încredințat bisericii. Pavel reia ideea asta în Cartea Roman, capitolul 10 și în multe alte locuri, dar în Romanii, capitolul 10, explică fenomenologia convertirii unui om prin credință și el spune următorul lucru. Cum să creadă oamenii dacă n-au auzit informația despre vestea incredibilă că Dumnezeu iartă dacă acceptă să creadă că Iisus e Mântuitorul și dacă acceptă să-și ceară iertare în mod conștient și cu regret? Deci, trebuie predicată vestea aceasta, ca oricare altă veste. În orașul vecin e benzina la jumătate de preț. Asta e o veste bună. Nu-i reală, așa e exemplul meu. Dar dacă ar fi adevărat, eu v-aș spune, fugiți toți acum și umpleți-vă rezervorul din orașul vecin, pentru că acolo e benzina la jumătate. Asta e o veste bună. Și v-aș face bine dacă v-aș comunica asta. Și dumneavoastră ați face bine dacă ați merge să vă umpleți rezervorul. Ei, exemplul acesta îl dau ca să pun în evidență vestea bună reală pe care Dumnezeu a trimis-o oamenilor. Adică oameni, toți puteți deveni iertați de păcatele voastre și în loc de iad, mergeți în rai. Asta este o veste mai bună decât un rezervor plin de benzină. Dar după cum puteți neglija informația satul vecin oferă benzină la jumătate de preț, puteți neglija și vestea bună din Biblie că puteți fi iertați. Vedeți? Informația este oferită de cineva, de cineva care o știe și ea trebuie crezută de fiecare în mod personal. Că nu există un rezervor de benzină pentru toți, nu e la grămadă rezervorul, este fiecare atașat de mașina personală. Tot la fel când noi credem, nu credem ultimul scapă turma, nu ne mântuim în gașcă. Mântuirea e ca somnul, cine doarme se odihnește, cine nu să fie sănătos. Cine mănâncă se satură, cine bea apă îi trece setea,
Cine nu pot eu să beau apă și numii tale să-ți treacă setea. Așa nu se poate mântui nimeni, de la popa până la nimeni. E o problemă absolut personală. De aceea, îngrijește-te de mântuirea sufletului numii tale. Ai opțiunea să nu te îngrijești, dar vei merge în iad. De unde știu? Din Biblie. Noi n-am ști nimic despre Dumnezeu dacă n-ar exista Biblia. Fiecare încrede ce ne-a spus bunica, numai că fiecare bunică știe tot altceva. Dar cartea aceasta e una singură, indiferent de ritul bisericii ortodoxă, catolică, penticostală sau de alt fel, mesajul este unitar, același. Și acesta este mesajul lui Dumnezeu. Frații mei, misiunea bisericii este să evangelizeze lumea. Dacă noi ne întâlnim doar aici ca să cântăm, să ne rugăm și să predicăm, noi facem doar jumătate din ce ar trebui să facem. Asta este o atitudine egoistă de a ne hrăni doar pe noi. Afară sunt 8 miliarde de oameni. 8 miliarde de oameni. Și vestea trebuie dusă de unii care deja au primit-o, au trăit-o și acum o spun și altora. În satul vecin există benzină la jumătate de preț. Sau, exemplu real, Iisus Hristos a murit pentru oameni, primiți-L în inimă, căiți-vă de păcat și fiți oameni care veți trăi veșnic cu Iisus în împărăția lui Dumnezeu. Vă aduceți-vă aminte că înainte să se înalțe la cer Mântuitorul, El a avut o scurtă întâlnire cu ucenicii și ucenicii de atunci, ca și ucenicii de astăzi, vor să știe când se întoarce Domnul. Nu există întrebare, mai ales în rândul bărbaților, mai încărcată de curiozitate decât când se întoarce Domnul. Acum să vă pun și eu o întrebare, că toți sunt aici la microfon și mult nu mai sunt. O să mă opresc într-o jumătate de oră, probabil. De ce vreți să știți când se întoarce? Cu ce vă ajută? Cu ce vă ajută să știți când se întoarce? Depinde de dumneavoastră ceva ca să vină sau mai repede sau... De ce? Știți ce a spus Iisus? Nu e treaba voastră. Așa a spus El, nu eu. Faptele Apostolilor, capitolul 1. Treaba voastră este să primiți o putere când va veni Duhul Sfânt. Și cu puterea aceea în care se constituie resursa lui Dumnezeu, voi să mergeți în evangelizare, adică în cultura proprie și în misiune în alte culturi, până la marginile pământului. Asta este mesajul nostru. Ăsta e mesajul pentru biserică. Îndrăznesc să spun următorul lucru. O biserică care nu face misiune și evangelizare își pierde calificativul de biserică. Pentru că ce alt scop are biserica de pe pământ decât să împlinească proiectele lui Dumnezeu? Cine evangelizează lumea dacă nu biserica? Pentru că doar biserica poate evangeliza, că biserica e deja mântuită. Armata, poliția, guvernul nu se ocupă de așa ceva. Fiecare dintre noi avem această misiune și fiecare dintre noi ascultăm sau nu ascultăm, dar să trecem la cealaltă jumătate. Atunci când vorbim despre convertirea oamenilor, ne referim la convertirea oamenilor din lume și ei se convertesc. Verbul a se converti este simplu. Noi din emigrație îl înțelegem mai bine decât cei din România. De ce? Pentru că noi ne ducem cu bani care se numesc altfel decât lei. Și ca să cumpărăm acolo, trebuie să-i convertim. Din euro, îi convertim în lei. E destul de simplu fenomenul și nu-i nevoie de explicații. E bine, tot la fel noi din păcătoși ne convertim în iertați, în urma credinței și pocăinței. Cele două elemente pe care le-am tot explicat puțin mai devreme. Asta se numește un om convertit, un om schimbat. Iar metanoia, cuvântul din limba greacă pentru pocăință, înseamnă să ți se schimbe mintea. Mintea nu se schimbă în școli, nu o schimbare rațională este vorba, ci despre o schimbare supranaturală. Pur și simplu te trezești că apreciezi ce ai disprețuit și disprețuiești ce ai apreciat. Dar oamenii aceștia când se convertesc, ei intră în biserică. Ei cred, se pocăiesc, se botează și devin membri ai bisericii. Problema convertirii au rezolvat-o. Convertirea nu mai este o chestiune de perspectivă, de viitor, ci este o problemă trecută, realizată, încheiată. Ei acum sunt deja
convertiți, adică mântuiți, adică iertați. Și ei nu mai urmează să devină parte din familia lui Dumnezeu. Ei sunt deja membri ai familiei lui Dumnezeu. Dumnezeu are pe pământ familia sa numită biserica, fiii Sionului, oamenii convertiți, oamenii iertați. Dar oamenii aceștia iertați sunt chemați acum, pentru că problema lor e rezolvată, să contribuie plin de râvnă și de pasiune la mântuirea tuturor celorlalți oameni de pe pământ care încă nu sunt iertați. Cum? Să spună tuturor despre faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și cea mai elementară formă de spunere este să depui mărturia personală. Cum s-a întâmplat când dumneata te-ai pocăit? Eu câteodată mai spun mărturia mea. Eram căsătorit de câteva luni, am intrat într-o biserică prin informațiile pe care mi le-a spus mătușa soției mele. Aveam aproximativ o jumătate de an plus minus. Am intrat într-o biserică curios de ce mi-a spus femeia asta. Am vrut să văd cum e acolo la pocăiști. Știam cum e la ortodox, pentru că am mers mult la ortodox, că era una dintre puținele lucruri din Sătucul unde am crescut eu, unde am stat 20 de ani. 21, că acolo m-am căsătorit. Și am mers din curiozitate, era o biserică foarte mare din București, am intrat acolo, am ascultat predica, am fost ochi și urechi și predica a fost extrem de logică și extrem de simplă. Predica îmi spunea că eu am o problemă, sunt în conflict cu Dumnezeu, Dumnezeu e supărat și o să mă pedepsească, iar pedepsa e iadul. Însă El, pentru că e bun, îmi oferă posibilitatea să devin iertat. Fiul Său a plătit cauțiunea și mă poate scoate prin propria lui moarte pe cruce. Eu trebuie doar să mă căiesc, acceptând că am pentru ce, și să-l primesc pe el, validând competența lui de mântuitor. A fost foarte logic, era în beneficiu meu. Și când pastorul a făcut chemare, eu m-am gândit că se vor ridica toți din adunare și vom merge în față să ne predăm. Și eu m-am ridicat și m-am dus. Pentru că era beneficiul meu să devin iertat. Am zis, de ce să stau eu cu toate păcatele care le-am făcut în viața mea, asupra mea, și să nu accept mântuirea lui Dumnezeu? Și m-am dus în față ca și cum cineva a întrebat, cine vrea să primească în dar $1,000? Păi cam eu sunt unul dintre cei care vor să primească în dar $1,000. E la fel de normal, mi s-a părut să primesc mântuirea în dar, prin Hristos. Și m-am dus și am primit-o. Am îngenunchiat, cineva s-a rugat pentru mine, iar la sfârșit, când rugăciunea s-a terminat, m-am întors și erau acolo vreo 100 de oameni, printre care și soția mea. În timpul rugăciunii aceea, ceva s-a întâmplat în sufletul meu, ceva mistic, ceva supranatural. Asta nu poate fi povestită nici dacă vrei. Niciodată n-am reușit să povestesc asta, că nu există cuvinte pentru experiențe spirituale. Limbajul nostru e adaptat la experiența umană, nu la experiența spirituală. Ei bine, așa a început viața mea spirituală. Dar tot eu eram. Dar tot cu gusturile mele eram, tot cu obiceiurile mele eram, numai că făcusem un îmi dătusem viața lui Dumnezeu, îi promisesem lui Dumnezeu că de astăzi înainte eu o să-L urmez, iar El îmi promisese că dacă eu cred și mă pocăiesc, mă iartă de păcate. Apoi m-am botezat în apă, apoi am devenit membru unei biserici, apoi am mers la școală, apoi am devenit păstor și cam asta a fost viața mea spirituală. Ei bine, acum am intrat în biserică. În biserică a început procesul creșterii, exact cum începe procesul de educație școlară pentru un copil, când la vârsta de 5, 6, 7 ani, mai nou, cât mai devreme posibil, aproape că sunt în stare să-mi ia la școală înainte să vorbească și să meargă. De ce? Vor să fie siguri că n-avem timp să-i spunem ce trebuie. Și vor să-i spună ei ce trebuie, adică ce nu trebuie. Dar în sfârșit, nu facem politică. Deși asta nu este politică. Exact cum există un proces pedagogic de educație școlară pentru un copil și într-o zi nu se termină școala și nici într-un trimestru sau semestru, nici într-un an și nici în școala primară sau generală, și dacă vrei să faci o școală elementară, ți-a 12 ani. Dacă vrei să faci una de specialitate, ți-a 16, sau dacă faci și masterat și doctorat, faci 20 de ani de școală. Iată cât de lung e procesul. Credeți-mă că la fel de lung e și procesul spiritual. Și procesul spiritual este o educație spirituală pe care omul începe să
să o poată pricepe puțin câte puțin. Și el care acum e convertit, pentru că din lume a intrat în biserică prin credință și pocăință, acum este convertit, face parte din familia lui Dumnezeu, dar el acum trebuie să se sfințească. Când era în lume, trebuia să pocăiască. Acum trebuie să se sfințească. Ce înseamnă sfințirea? Să ajungă la stilul de viață în care nu mai face niciun păcat. De aceea noi în viață nu trebuie să urmărăm pocăința. Noi ne-am pocăit odată. Noi trebuie să urmărim sfințirea. Că pocăință înseamnă că ne cerem iertare de păcate care le-am făcut. Sper că n-aveți de gând să păcătuiți în fiecare zi ca să aveți de ce să vă pocăi seara. Nu, 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 noi trebuie să ne sfințim, să nu mai păcătuim și seara îi spunem: Doamne, îți mulțumesc pentru viață și pentru că m-ai ajutat să nu păcătuiesc, amin, și la somn. Dar noi seara ne trebuie o jumătate de oră să deschidem lista și să o desfășurăm. Deși dimineața am făcut promisiuni solemne, noi ni se pare că trebuie să trăim pentru a ne pocăi. Noi trebuie să trăim pentru a ne sfinți. Amin. Dumnezeu spune: eu sunt sfânt și voi fiți sfinți. Sfințenia este a trăi în absența păcatului, a trăi în puritate. La nivelul rațiunii, la nivelul afectiv, la nivel comportamental, la nivel relațional. Noi să știți că noi suntem formați din trei elemente, ca și Trinitatea, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Noi oamenii suntem formați din trei elemente, trei entități. Una dintre ele este vizibilă, corpul fizic, și acesta este corpul fizic, și două dintre ele sunt invizibile, e Duhul și Sufletul. Duhul înseamnă conștiință și intuiție, iar Duhul este device-ul, este elementul cu care se conectează Dumnezeu Tatăl și orice fenomen spiritual. Prorocia vine de la Dumnezeu în Duhul omului, nu în carne, nu în suflet, vine în Duh, Duhul de mic. Vedeniile, visele, toate vin pentru că acesta este telefonul, pleacă din inima lui Dumnezeu în Duhul omului cu dâmic, din Duhul Domnului cu dâmare în Duhul omului cu dâmic. Asta este conștiința și intuiția. Ei, asta nu e vizibilă. Eu nu vă pot arăta dumneavoastră conștiința. Dumneavoastră vedeți manifestările conștiinței mele sau manifestările lipsei conștiinței mele. Te uiți la cineva care e un om demn și spune: bă, ăsta e un om de încredere, ăsta e un om care are conștiință, are caracter. Sau invers: bă, ferește-te de ăsta, că ăsta e un bandit și jumătate. Ăsta n-are conștiință, e în stare să o vândă și pe maică sa. Știți limbajul ăsta, iertați-mă că folosesc jargoane de aici, dar am vrut numai ca să fiu lămurit în felul în care mă exprim. Însă sufletul, a doua entitate invizibilă, sunt sentimentele noastre care de asemenea nu se văd, se văd tot urmările. Când iubești o fată, nu se vede sentimentul, dar se vede ce faci împins de sentimentul ăla. Este rațiunea, de care vorbeam puțin mai devreme, și voința. Dar dincolo de acestea două, care pleacă când omul moare, trupul ăsta din carne în care noi ne-am născut, gazda noastră în călătoria dintre maternitate și mormânt, ăsta se numește fire pământească. Sau în psihologie se numește temperament. Și ăsta nu s-a pocăit și nu se poate pocăi niciodată. Trupul nu se pocăiește. În el sunt instinctele primare. De aceea trupul este semnalul pentru diavolul. După cum conștiința noastră, Duhul cu dâmic, se conectează cu Dumnezeu, corpul nostru se conectează cu diavolul. Când diavolul ne ispitește la nivelul trupului. Vreau să citesc doar întreagăt, doar pentru cultură biblică și pentru argumentare, un pasaj din Iacov, capitolul 1, versetul 14. Fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui. Unde stă pofta? În duh? No. În suflet? No. Dar unde stă? În sediu instinctelor primare, în carne, în carne. Carnea aceasta nu se poate pocăi. Aici sunt instinctele primare. Aici este sistemul endocrin cu toți neurotransmițătorii, că noi suntem un combinat chimic. Atunci când ți se face frică, se ia un câine mare după tine, se face frică,
Există un săculeț care e dintr-un mușchi și înăuntru este o substanță numită adrenalină. Și creierul primește de la ochi semnalul că te mănâncă câinele și atunci el trimite neurotransmițătorul acesta care intră în sânge numit adrenalină și ăsta devine un twin turbo, adică accelerează totul. Mărește ritmul cardiac, vasele se lărgesc, vine mult sânge, mult oxigen și poți să fugi mai repede decât fugi de obicei. Devii mai rezistent la efort. De ce? Asta este o protecție a lui Dumnezeu ca să ne scăpăm viața în situații de pericol. Vă puteți da seama ce deșteptăciune și ce milă a avut de noi, creindu-ne atâtea opțiuni pentru momentele complicate ale vieții. E bine, dar mai sunt și alte substanțe, dopamina, care e hormonul plăcerii. Aici, în dopamină, se creează dependența, în sistemul limbic din minte. Aici se creează dependența. Dependență de ce? Dependență de orice. De zahăr, spre exemplu, dacă vreți să dăm una nevinovată. De fapt, e foarte vinovată, dar nu moral. E vinovată medical. E bine, nu vreau să intru în detalii, nu vreau să complic lucrurile, am vrut doar să spun următorul lucru, corpul acesta nu se poate pocăi. După ce noi ne pocăim, sufletul și duhul devin una, numit omul nou în Hristos. Iar corpul rămâne firea pământească și aceste două entități sunt într-o permanentă tensiune până când punem mâinile pe piept. Duhul inspiră duhul cu D mic și sufletul, omul din interior, iar diavolul inspiră carnea. Vă dau un exemplu. Pentru mine e celebru exemplul acesta și îl folosesc, că este direct, dar e și lămurit. Înțelegeți imediat, ca să nu lungim vorba. Matei, capitolul 5, cu versetul 28, se constituie într-un amendament, adică într-o modificare legală de lege. Și în versetul 27 se spune cum era în Vechiul Testament, să nu comiți adulter. Toată lumea știe ce înseamnă să comiți adulter. Să te culci cu o altă femeie decât cu soția ta, indiferent că e înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei sau după căsătorie, dacă... E bine, Hristos spune, s-a spus în Vechiul Testament așa, dar eu vă spun, dacă cineva se uită la o femeie și o poftește în inima lui, asta înseamnă că ești îmbrăcat, încheiat la palton, cu fular la gât, cu căciulă pe cap, dar poți comite adulter, poftind o femeie în inima ta. De unde vine asta, pofta asta? Păi uite ce spune Scriptura. Pofta când a zămislit, versetul 15, Iacov 1, pofta când a zămislit, ce înseamnă să zămislești? Să concepi, să naști un copil. Ce femeia a zămislit un copil. Când pofta a zămislit, dă naștere păcatului. De unde pleacă? De la pofta care e în noi. Lăsați-mă totuși să mai dau un exemplu, că tot a venit vorba de treaba asta. N-aș vrea să vă întind prea tare, dar numai atât și după aceea o să mă localizez și o să fiu mai cu minte. Uitați un pic la 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Aici e un pasaj superb și versetul 4 vorbește despre două dimensiuni cosmice. Hai să citim. Fiți atenți. Prin el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți, și acum începe povestea, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, iată, dar aici e implicată credința, pocăința și nașterea din nou. Vă faceți părtași firii dumnezeiești. Ceea ce explicam eu. Și după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Lumea în care noi trăim e stricată. Știți cine produce stricăciunea? Un ferment. Știți cum se numește fermentul? Poftă. Oriunde am merge pe fața pământului, pofta e acolo, că pofta e aici. E găzduită de carnea mea. E găzduită de carnea mea. Instinctele noastre, unul dintre ele e pofta. Un bărbat este ispitit când vede o femeie să nu vadă un om, ci să vadă un obiect sexual. Puteți să suferiți ce am spus? Puteți să procesați? Încercați să procesați. Când vedem un bărbat, trebuie să vedem o ființă umană. Când bărbatul vede o femeie, ar trebui să vadă o ființă umană, dar datorită poftei, el nu vede o ființă umană. El dintr-o dată se uită la unul dintre rolurile acelei ființe umane, care e femeia, și se uită la dimensiunea ei sexuală. Și se uită într-o anumită parte a corpului, începe să-și imagineze ceva în mintea lui și Hristos spune următorul lucru, deja ești un curvar. Asta spune Biblia și dumneavoastră știți bine treaba asta. E, în momentul când noi ne convertim și intrăm în biserică, noi trebuie să ne sfințim.
Și când vedem o femeie pe stradă, vedem un om. Cine poate să vadă într-o femeie de pe stradă, nu mă refer la surori, că femeile, când văd o altă femeie, văd un om într-adevăr. Mă refer la bărbați. De ce bărbații? Pentru că bărbații în constituția lor au chimie de inițiativă. Să mă explic. Femeile n-au chimie de inițiativă. Femeile sunt pasive. Vă faceți aminte ce a făcut Eva ca să se căsătorească? Nimic. Doar a apărut. Atât. Fata trebuie expusă. În rest, nu mișcă. Zero. Nu trebuie să facă nimic. Ea nu mai trebuie să apară, să fie vizibilă. Și când băiatul o vede, nu mai are liniște. Și atunci băiatul se duce și o curtează. Dacă am ajuns să ne curteze fetele, înseamnă că feminismul din secolul trecut și-a atins scopul. Avem niște fătălăi pe lângă noi, nu mai avem bărbați, nu mai avem băieți. Băiatul curtează, băiatul cere prietenie, băiatul cere mâna, băiatul oferă inelul, băiatul cere logodna, băiatul cere căsătoria și după căsătorie el inițiază intimitatea, actele intime. De ce? Pentru că el are chimie instantanee. Uite cum, un bărbat se stimulează prin vedere. Dacă a văzut, gata. Și cât îți ia să vezi? O secundă. După o secundă el e pregătit. Dar femeia nu, pentru că dacă ar fi așa, numai imaginați-vă ce ar fi pe fața pământului. Ea prin atingere. Ăsta este ceea ce se numește pentru oamenii căsătoriți preludiu. Dar în sfârșit nu am intenția să intru în detalii de genul ăsta, că nu-i scopul meu. Dar am vrut numai să vă spun că într-o zonă care se constituie între cea mai stabilă și frumoasă din viața noastră, familia, se ascunde una dintre cele mai mari ispite. Pentru că ochii mei, ochii unui bărbat când vede o femeie, ochiul a înregistrat o imagine senzuală. Ochiul nu știe ale cui sunt picioarele alea și nu-l interesează, că el n-are cap să gândească. El transmite la creier ce vede, m-a salvat, ce vede. Și creierul imediat pompează dopamină și celelalte substanțe care îl pregătește pe bărbat pentru, dar dintr-o dată vine omul dinăuntru. Hei. Fata asta e necăsătorită sau e soția lui cutare, nu-i nevasta ta. Tu ai nevasta acasă. Ai dreptul la o nevastă. Ai dreptul legal la o nevastă și niciodată nu-i păcat intimitatea dintre tine și ea. E a ta, e nevasta tinereții tale, e desfătarea ta. Și invers, e reciprocă. Și Pavel explică și când postiți. Cu înțelegere. Iată, dar pe nevasta este stăpâna pe trupul bărbatului și invers. Mă pot să mă intru așa în post o săptămână și soția să îmi dea de înțeles și eu spun, I'm sorry, eu cu misiune. Poate că aduc prea multe detalii și totuși încerc să mă retrag și să mă și apropii de încheiere, revenind. În predica aceasta am vrut să vă spun următorul lucru. Oamenii din lume nu au de unde să afle cum, în primul rând, că trebuie și cum trebuie să se pocăiască. Noi trebuie să le spunem. Vă rog, luați-vă un Nou Testament în poșetă și o broșură. Faceți un card cu adresa bisericii și cu telefonul de la biserică. Și ori de câte ori întâlniți o româncă, cum vorbiți dumneavoastră femeile într-o secundă de parcă vă cunoașteți de când lumea, spuneți-i, mă bucur că te-am văzut, primește de la mine un mic dar, poate ne-o mai vedea vreodată. Asta este minim ce puteți face. Dacă nu faceți asta, ascultați-mă, aveți o mare problemă. Stagnați mântuirea oamenilor. Prin faptul, prin omitere, nu prin comitere, prin faptul că nu faceți ceea ce trebuie. Și n-am acum timp să vă citesc un pasaj destul de greu de auzit, pilda oilor și caprelor, sau Matei capitolul 25, cea de-a treia pildă dintre cele trei. E pilda fecioarelor, pilda talanților și este pilda blestemului sau a judecății. Oamenii lui Dumnezeu. Armata lui Dumnezeu de pe pământ este biserica, iar biserica are misiunea sfântă. Să reprezinte voia și proiectele lui Dumnezeu pe pământ. Amin. De aceea misiunea nu este o opțiune. Misiune și evangelizare înseamnă același lucru. Singura diferență este că evangelizarea se face în cultura ta, de pildă în România. Dar când mergi într-o altă țară, într-o altă cultură, nu mai e evangelizare, pentru că devine mult mai complicat. Se schimbă limba, se schimbă obiceiurile, de aceea se numește misiune. De aceea se spune misiune și evangelizare. Activitatea este aceeași, dar cei spre care e îndreptată acțiunea,
Pot fi din poporul tău și asta e evangelizare, pot fi din alte popoare și asta este misiune. Dar nu trebuie neapărat să plecăm de acasă. Vă dau un exemplu. Dacă cineva folosește Facebook-ul, dacă întâlniți un afiș de evangelizare, o cântare, o predică, un mesaj care e pozitiv și intră în voia lui Dumnezeu, repostați-l. Folosiți-l și dați-l și dumneavoastră mai departe. Împrăștiați-l. Pentru că în felul ăsta ați devenit cineva care spune o poezie, cineva care cântă o cântare sau cineva care ține o predică. Pentru că dacă aude doar de la mine, eu nu am acces la oamenii pe care, prietenii pe care îi aveți dumneavoastră. Asta este un mod de a participa la marea evangelizare, la marele seceriș. Asta este poate cel mai la îndemână mod. Trebuie să faceți asta, frați și surori. Trebuie să spuneți despre un eveniment când are loc. Trebuie să vorbiți cu rudele când vorbiți cu rudele și despre asta. Nu mai vorbiți doar despre copii și nepoți. Nu mai vorbiți doar despre medicamente și diete. Nu mai vorbiți doar despre concedii și mai vorbiți și despre Hristos, că noi pretindem că ne e domn. Păi ăsta e domn? Nici rob nu e după cum ne comportăm noi. Dacă e domn, onorați-l. Dacă e domn, fluturați numele lui. Spuneți oamenilor, sunt bețivi, sunt nenorociți, sunt prăpădiți, sunt terminați, toți vor merge în iad. Păi asta este iubire? N-a spus Hristos că asta e cea mai mare poruncă? Ba da, n-a manifestat El iubire față de noi, ba da. Eu m-am pocăit pentru că mătușa lui Carmen, care a devenit mătușa mea, mi-a vorbit de Dumnezeu. Ea mi-a vorbit de Dumnezeu și m-a făcut curios. Și pentru că m-a făcut curios, din curiozitate am mers la biserică. Din curiozitate am vizitat Niagara, turnul Eiffel, din curiozitate am vizitat Sequoia Park, Grand Canyon, din curiozitate am văzut toate lucrurile astea. E, din curiozitate m-am dus la biserică. Dar dacă în mintea mea nu exista informația, vreți să mă credeți că la 21 de ani eu n-am știut că există pocăiți? Nu pocăiți, pocăință n-am știut. Pentru că a stat într-un sat mic, mic, mic lângă Giurgiu, 100 de fumuri și în sudul României nu existau pocăiți. Nici n-am știut că oamenii fug peste hotare. N-am știut. Pentru că n-aveam de unde să știu. Când am auzit, m-am mirat și de una și de alta. Ei, dar când am auzit, dintr-o dată, informația asta a fost în mintea mea. Și mintea e ca o mașină de tocat. Ce bagi în ea, aia tocă. Bași carne de oaie, nu o să iasă carne de porc. Mintea macină informațiile pe care le primește. Există 5 porți. Văz, auzi, miros, pipăi și gust. Astea se numesc percepții senzoriale. Ele aduc informații în mintea noastră. Oameni dragi, noi trebuie să vorbim despre Isus. Nu toți știți să ținem o predică și nici nu-i nevoie. Nu-i nevoie, dați-i o broșură, dați-i o hârtie, dați ceva, e mai bine decât să vorbiți. Că dacă vorbiți, el poate uită. Dar dacă îi dați un Nou Testament, îl are și când trece printr-un necaz, începe să tușească, zice, nu cumva. Și vede Noul Testament acolo și atunci Noul Testament are altă culoare când ești bolnav. Zice, citește-mă. Când nu ești bolnav, nu zice nimic. De fapt, el zice, dar nu-l auzi. În concluzie, scopul predicii mele a fost să vă spun următorul lucru. Oamenii din lume vor merge în iad. Chiar dacă sunt religioși, chiar dacă sunt morali, ei vor merge pentru că au păcat, iar singurul care poate ierta păcatele n-a fost chemat să le ierte păcatele. Prin credință și pocăință ei se schimbă, se convertesc și intră în biserică, locul oamenilor iertați și mântuiți. Dar aici ne confruntăm cu două perspective. Prima dintre ele este sfințirea, de care vorbeam puțin mai devreme, iar a doua este slujirea. Dar ne concentra pe sfințire pentru că asta este în folos personal. Scumpă Biserica Domnului Iisus! Dacă vorbim despre sfințire, în Biblia abundă de sfințire. Vă spun câteva păreri greșite despre sfințire. 1. Sfințirea vine de la sine. Să nu mai credeți asta niciodată. Să nu mai credeți asta niciodată și deloc. Sfințirea nu vine de la sine. Sfințirea este produsul unei munci asidue și insistente. Trebuie să folosești disciplinele spirituale. Post,
Rugăciune, citirea Bibliei, părtășie cu frații. Trebuie să folosești odăița de acasă, care e închinarea privată, și biserica, care e aceeași închinare, dar publică. Trebuie să recunoaștem că atunci când o mișcare creștină începe să cadă și se secularizează, primul lucru pe care îl abandonează e odăița. Adică acasă nu se mai citește Biblia, nu mai există rugăciune, tot ce se întâmplă e la biserică, suntem pe avarie. Aici citim și aici mai ascultăm cuvântul Domnului și aici mai ne rugăm. În privat nu mai facem. De ce nu avem timp? Avem timp de cafele, avem timp de toate, dar credeți că Dumnezeu din cer nu vede? Păi văd eu, dar Dumnezeu. Vedem noi, adică, dar Dumnezeu. Oameni dragi, nu avem cum să ne sfințim fără rugăciune. Pentru că rugăciunea este smerirea în fața Lui, e cercetarea Duhului, e atmosfera aceea care trece dincolo de dimensiunea rațională, e dimensiunea aia mistică unde se întâmplă minunile, unde există influența aceea dumnezeiască care ți-a gustul pentru țigări, pentru alcool, pentru pornografie, pentru prostii. Dumnezeu vrea să te ajute, dar unde? La cafea? Nu zic că cafeaua e rea, m-am căcăit, iertați-mă. Dar zic altceva, dați-i timp lui Dumnezeu, oferiți-i spațiul lui Dumnezeu să vă atingă sufletele. Sfințirea, să știți că nu se întâmplă pentru că veniți la biserică, să nu mai credeți asta. Asta e o chestiune personală care te privește și în care trebuie să te implici. Și dacă vrei să mă crezi, deși fiecare cuvânt care îl spun ia timp, trebuie neapărat să-ți faci o socoteală contabilă. Lăsați-mă să vă dau un exemplu. Se pare că fratele păstor a avut dreptate. Hai să ne uităm un pic în Galateni. Haideți să ne uităm un pic în Galateni. Galateni capitolul 5. E un exemplu pe care eu îl folosesc de 40 de ani. 5 cu 17. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce vreți. Acceptați faptul că nu putem face tot ce vrem? Sunteți de acord? Cam galeș ați răspuns. Fără prea multă pasiune. Atenție! Mai departe, la 19 te rog să ajungi, adică următorul. Și faptele firii sunt acestea. Luați o bucată de hârtie, o coală de hârtie normală și scrieți aici sus data. Și aici scrieți 1, 2, 3, până jos. Și trageți o linie. Apoi, în dreptul la 1, scrieți preacurvia. 2, curvia. 3, necurăția. 4, desfrânarea. Așa în jos. Următorul. Încep păcatele sociale. Astea au fost păcate de natură sexuală. Uitați-vă astea sociale. Nu, astea sunt mistice. Închinarea la idol, vrăjitoria. Dar încep păcatele sociale. Vrăji, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide și mai. Pisme, ucide. Și urmează două păcate de autoindulgență, beții și îmburbări. Și astea sunt 18. Luați-le și le scrieți până la 18, câte unul, câte unul, câte unul. Mai trageți o linie și acum aici scrieți de la 1 la 10 ce notă vă puneți la păcatul acela. Poți să te duci din nou la 19? Versetul 19? Să presupunem că e prea curvia. La 1. Aici trebuie să pui o notă de la 1 la 10. Dacă faci păcatul ăsta, ai 1. Dacă nu faci păcatul ăsta deloc, ai 10. Dacă nu-l faci, dar ești cam ispitit toată ziua, chinui, strâns așa cu degetele la ușă, probabil că ai 8, 9, 7. Dacă chiar te cam uiți așa când trece un om de gen feminin, așa mai cu poftă, ai 3, 4, 5. Mută-te rog versetul la 20. Hai să zicem despre certuri. Am ajuns la certuri, asta înseamnă că cred că e la numărul 8 sau 9, la certuri. Și aici mă gândesc, sunt eu o persoană certăreață? Da. 1. Nu sunt chiar certăreață. 5. Puțin. 8. Deloc. Nu știu dacă există și oameni vii deloc, dar în sfârșit zic. 10. Ei bine, și a rămas data de 5 noiembrie. Acum, și mâine de dimineață vin cu lista asta, am uitat, Roman, capitolul 1, Nu mi-am mult imediat, de când am început să predic tot asta, vă promit. Capitolul 1, versetul 29.
Versetul 29. Asta în continuare la Galateni, în continuare la Galateni. Astfel au ajuns plin de orice nelegiuire de, atenție, dacă se repetă, nu mai puneți de două ori, e suficient odată. Viclenia nu există acolo, nici lăcomia nu există acolo, nici răutatea nu există acolo. Deci completați Galateni și Romani și o să ajungeți pe la vreo 28-30. Și data de astăzi trageți linie și puneți cam ce notă vă puneți. Iar unde nota scade sub 5, puneți cu roșu. Înseamnă că sunteți vai, vai, vai. Am auzit odată că cineva mi-a spus că a existat o prorocie așa. Așa vorbește Domnul femeie. Vai, vai, vai. Amin. Deci atât de îngrozitor era ce starea la femeia aceea, încât doar așa se putea spune. Vai, vai, vai. Nici o explicație nu era suficientă. Ei, ceva de genul ăsta. Și toate astea 30, unde există, eu zic că dacă există 8, e îngrozitor. Dar haideți să zicem tolerant. Dacă sunt de la 5 în jos, asta înseamnă că ești mai rău decât un om din lume. E, să presupunem că ai 5-6 păcate de genul ăsta pe care le practici. Aceste 4-5 păcate ți le pui pe o bucată de hârtie și le pui în locurile unde ai peria de păr, ai mașina de bărbierit, undeva la mașină unde îți este mai aproape să nu le vadă chiar toată lumea, iar dacă le vede, spui că ai găsit hârtia, găsești să spui ceva. N-o să își dea nimeni seama de treaba asta. Dar important e că trebuie să te rogi și să postești concret pentru asta. Concret pentru asta. Peste o lună mai tragi o linie, pui data sus și din nou de la 1 la 10. Și unde a fost 5, trebuie să fie 6. Dacă nu, crede-mă că n-ai făcut nimic. Asta se numește socoteală spirituală contabilă. Dacă contabilitatea le afirmă, nu e așa ca să o faci? Dar dacă ți-ai face-o în cap, n-ai mai avea firmă poi mâine. La fel trebuie să faci și cu pocăința. Urmărește-te, că dacă nu te urmărești dumneata, o să te urmărească Dumnezeu. El ți-a pus la dispoziție harul de a deveni mântuit și după ce te-ai mântuit, de a te sfinți. Ăsta trebuie să fie un proces urmărit, un proces în care investești, un proces măsurabil, cântăribil, un proces pe care îl supraveghezi și îl faci să crească. Cam în 2 ani, dacă ești un om serios și perseverent, cam în 2 ani o să aduci lista aproape de bine. Păcatele cele mai grele vor fi păcatele de natură sexuală, mai ales pentru zona masculină. La femei sunt păcatele sociale, astea făcute cu gura și cu discuțiile și cu... Acum, sigur că eu spun asta ca și caracteristică generală, dar asta nu înseamnă că se potrivește la toată lumea lucrul ăsta. Mă opresc, scumpă biserică, poate v-ați supăra careva, să mă iertați dacă v-ați supărat, dar scopul meu nu a fost să vă supăr. N-am vrut nici să fac pe deșteptul. Am profitat de ocazie că Dumnezeu mi-a dat harul să ajung în mijlocul dumneavoastră și fratele păstor mi-a dat posibilitatea să vorbesc și am zis să spun ceva ce vă poate ajuta, exact cum mă ajută și pe mine. N-am spus lucrurile acestea de sus, ca unor oameni care le fac, ci le-am spus pentru că noi toți suntem la fel de umani. Noi toți de aici să știți că ne luptăm cu aceleași lucruri, cu tensiunea aia dintre suflet și duh, care e omul dinăuntru, și trupul nostru, care e sediu păcatului și al instinctelor primare, iar ele vor prioritate. Ultimul lucru pe care îl spun, dar chiar ultimul lucru care îl spun. Secretul e următorul, înfometați firea pământească. Iar postul este cea mai violentă metodă de înfometare. Ați observat că în ziua postului simțiți o tendință inconștientă să vă rugați? Și nu prea vă întoarceți capul. De ce? Bateria e pe roșu, n-ai curent. Nu ți arde. Cât mai mult post. Postul aici e cel mai bun. Postul aici e cel mai bun. Înfometați, adică nu-i mai oferiți imagini murdare. Asta e cea mai periculos. Feriți-vă de imagini murdare ca de foc. Cine are dependență legată de pornografie sau de senzualitate la modul general, nu poate să iasă de acolo ușor. Cei mai mulți oameni, să știți că nu ies. Și veți crede tinerilor că dacă te căsătorești, ai scăpat de asta, n-are nicio legătură cu căsătoria.
Ascultă-mă ce-ți spun. N-are nicio legătură cu căsătoria. Are legătură cu dependența. Trebuie neapărat să înfometați firea pământească ca să-i luați puterea. Mă rog lui Dumnezeu să conștientizați onoarea de a fi mântuiți, dar și riscul de a nu reuși. Pentru că superficialitatea, lipsa de implicare, păreri înalte despre sine, legalismul că eu sunt mandea și râdem de toată lumea că nu e bun, noi suntem grozavi, astea demonstrează că suntem pe un drum pierdut. Smerenia este cea mai evidentă manifestare a sfințeniei. Nu există o manifestare mai evidentă a sfințeniei ca și smerenia. Când vezi un om smerit, să știi că omul ăla este pe un drum bun, dar nu la capătul drumului. Mă rog Domnului să vă pună în suflet și mie și dumneavoastră o pasiune incredibilă pentru a ne face partea, pentru că Domnul și-a făcut-o când a stat pe lemn. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Amin.